100% va fi un meci super echilibrat, un meci în care ambele echipe vor da totul și se vor dărui maxim pentru a câștiga aceste meciuri. Din punctul nostru de vedere, suntem hotărâți, încercăm să fim o echipă unită și omogenă la ora jocului. Eu, din punctul meu de vedere, ar fi o prostie să cred că Timișoara este o echipă vulnerabilă sau slabă, pentru că am câștigat noi în campionat ambele meciuri. Ar fi o mare greșeală și acest lucru nu-l vom face. Pentru noi, Timișoara este o echipă puternică, nu mai este acea Timișoara, acea echipă Poli din prima etapă, când au fost 7-8 jucători noi care începuseră de-abia în primele etape să se omogenizeze. Vine o echipă bine sudată după un campionat lung, iar noi venim după un retur măcinat de evenimente și de accidentări. Acest lucru ar face-o într-un fel favorită pe Poli Timișoara. Noi, repet, suntem o echipă care la ora jocului suntem imprevizibili și putem da o determinare 100%. Nu cred că poate să joace Sebastian Bârvan, el a reluat de antrenamentele. Din păcate ne confruntăm încă o dată cu accidentări, doi jucători s-au accidentat în această perioadă de pregătire. Noi sperăm la ora jocului să fie măcar 50% abs de joc. Vom vedea. Având în vedere că ambele echipe sunt din Banat și distanța este foarte aproape, nici Timișoara nu cred că poate să spună că joacă în deplasare la Reșița, nici noi că jucăm în Banat, jucăm acasă. Și cred că va fi dublă, triplă, deschisă oricărui rezultat. Sigur, tot timpul la Timișoara am avut foarte mulți suporteri, dar eu cred că de data asta vor fi și mai mulți suporteri, pentru că miza este foarte mare, nu mai este un meci normal de campionat, este un meci cu conotații mult mai profunde și de aceea fac apel la toți suporterii echipei noastre să vină în număr mare atât la Timișoara cât și la meciurile de acasă pentru a susține echipa favorită a Reșiței.